dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă propun un meniu de zi cu zi, o mâncare simplă. Începe cu hrișca. Eu am pus-o de cu seară la hidratat, deci ea arată așa, după ce a stat în jur de 18 ore în apă. Am pus 500 de grame de hrișcă uscată, da? A stat în apă și ea a înflorit, să-i spunem așa. Și acum avem 1 kg. Poate am pus mai mult, poate erau 600 de grame. Cu aproximație vă dau, pentru că n-am cântărit când am pus hrișca, dar știu cam ce cantitate aveam. Așa, aici am mai pregătit 2 roșii, o ceapă, de fapt 2, dar sunt mici și de-aia vă dau cantitatea la o ceapă, usturoi, am 3 sau 4 căței de usturoi. Și acum, toate aceste ingrediente le voi mixa în blender. Acum venim cu sare, milodenii, exact cum punem la cheftele, și 3 linguri de pesmet. Amestecăm toată compoziția. Se amestecă bine, bine. Formăm chifteluțele, fie le faceți rotunde și merg în tavă la cuptor, fie le faceți așa, cum le fac eu și le prăjesc. Eu am să le prăjesc că vreau să fac mai rapid și îmi place când e chiftea un pic prăjită. Și acum le punem la prăjit, le facem pe ambele părți sau merg la cuptor la 200 de grade pentru 25 de minute, maxim 25 de minute. La sotat, pentru felul ăsta de mâncare, o ceapă, un morcov și 2 ardei. Am adăugat un pic de sare și acum venim și cu câteva măslin. Amestecăm un pic și mâncarea este gata. Acum haideți să o servim, să vă arăt ce mâncare vă propun eu, fără carne, care este foarte gustoasă. Puteți și un piureu de mazăre, puteți să faceți piureu de cartofi. Venim cu tocănița aceasta, care e foarte gustoasă. Așa. Și acum cu chifteluțele noastre, care și astea la fel sunt foarte bune. Și mai adăugăm și un pic de salată. Simplă, care nu necesită carne, dar este foarte delicioasă.